În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preiubiții mei, Dumnezeu m-a vrâncit ca în Duminica Rusarilor să revin în mijlocul frăților voastre, aici la Ole sunt. Am cronometrat și am parcurs aproape șapte mii de kilometri cu avionul, cu vaporul, cu automobilul, cercetându-i pe frații noștri și pe surorile noastre, risipiți până dincolo de cercul polar. Am botezat mai mulți copilași și mare bucurie mi-a dorit Dumnezeu că aici la Ole sunt, iată, voi boteza acum la finalul liturgiei trei alți copii din această comunitate euharistică. Mulți dintre părinți și-ar fi dorit să meargă cu lor în țară pentru a-i boteza acolo, în mijlocul celor dragi. Însă, fiind aceste restricții, din cauza crizei sanitare, nu au reușit să meargă și au așteptat câteva luni bune ca să revin în Norvegia și să pot ajunge în aceste insulițe de românitate de pe marea cea mare a străinătății. Unii dintre părinți au aflat de pe mijloacele de socializare ale episcopiei noastre, a Europei de Nord, că sunt împreumblare misionare în regatul Norvegiei și în părțile unde un preot nu reușește să ajungă. Și e foarte greu să așezi un preot în aceste mici comunități euharistice. Însă mă rog Domnului cu stăruință să găsesc slujitorii potriviți ca să împlinească acest apostolat jerfelnic pe care l-au împlinit și Sfinții Apostoli în vechime, cei care din pescari simpli și neînvățați au devenit pescari de suflete plini de Duhul Sfânt. Iată, vedem în prăznuirea rusalilor cum Duhul Sfânt s-a pogorât peste ucenicii Adunați în foișor, și aceștia au primit această harismă a glosolaliei, adică predica lor a fost înțeleasă de toate neamurile pământului. Fiindcă atunci, la cinzecime, cum ne spune Sfântul Apostol Luca, în Cartea Faptele Sfinților Apostoli, erau toți ucenicii adunați împreună în același loc și din cer, fără de veste s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și au umplut toată casa unde ședeau ei și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut, pe fiecare dintre ei și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi. Deci limbile nu au fost de foc, ci au fost ca de foc. Apostolii au fost învăpăiați de harul preasfântului Duh, de acest foc imaterial. Ele nu au fost de foc aceste limbi fiindcă Duhul Sfânt, așa cum știm, la cinzecime, când s-a pogorât peste Sfinții Apostoli, s-a pogorât sub chipul acestor raze în, în limbi ca de foc. În esență, Duhul Sfânt nu este foc, așa cum s-a arătat la cinzecime, nu este nor, fiindcă pe tabor s-a arătat sub chipul norului când i-a învăluit pe ucenicii adunați în jurul Mântuitorului Iisus Hristos, care s-a transfigurat, s-a schimbat acolo, avându-i ca martori pe profeții, pe marii profeții ai vechiului testament Moise Ilie și Ilie și pe, pe ucenicii apropiați, care de asemenea s-au umplut de lumină și doreau să rămână acolo cu Hristos într-o slavă. Deci Duhul Sfânt s-a arătat doar în chipul norului pe tabor s-a arătat în chip de limbi ca de foc la cinzecime și în chip de porumbel la Iordan atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a botezat în repejunile Iordanului și glasul Părintelui a mărturisit spunând că acesta este Fiul Său cel prea iubit, iar Duhul Sfânt s-a pogorât peste repejunile Iordanului sub chipul porumbelului. Însă Duhul Sfânt nu este în esență nici porumbel, nici nor, așa cum s-a arătat la tabor, Însă, iată, prin harul să dumnezeiesc ne învăpăiază și pe noi, sub chipul limbilor ca de foc, nu de foc, ci ca de foc. Și ucenicii, iată, au primit această harismă a glosolaliei care după o vreme s-a întrerupt în biserică, ceea ce practică unii în afara bisericii, spunând că vorbesc în limbi, este o bolboroseală, fiindcă ucenicii atunci la cinzecime au propovăduit lămurit tuturor neamurilor pământului. După cum ne spune Sfântul Apostol Luca în cartea sa, Faptele Apostolilor, și scându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat mai spune Sfântul Luca că și fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cu cernici, din toate neamurile care sunt sub cer. Și erau uimiți toți și se minunau zicând, iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileeni. Și cum auzim noi fiecare lim în limba noastră? în limba în care ne-am născut, parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeia și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei, cea de lângă Cirene și romani întreagăt, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu și toți erau uimiți și nu se dumireau zicând unul către altul, ce va să fie aceasta? Iar alții, batjocorindu-i pe ucenici, ziceau că sunt plini de must. Însă Petru atunci a rostit o cuvântare, o cuvântare însuflețită, iar în urma cuvântării, toți l-au întrebat pe el și pe ceilalți ucenici, bărbați, frați, ce să facem? Iar Petru a zis către ei, pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri și tuturor celor de departe, pe oricât îi va chema Domnul Dumnezeul nostru și cu alte mai multe vorbe mărturisea și îndemna când mântuiți-vă de acest neam viclean. Deci, cei ce au primit cuvântul lui Dumnezeu s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. Adică s-a întemeiat biserica, trupul tainic al Mântuitorului Iisus Hristos și templul al Preasfântului Duh. Atunci S-a întemeiat biserica, iată, s-a întemeiat biserica prin botezul de foc al cincizecimii. Sfântul Apostol Petru a spus în cuvântarea sa că voi vă este dată făgăduința și copiilor voștri. Între cele trei mii de suflete, de suflete, nu adulți, nu spune Apostolul Luca că adulți, ci suflete, au fost... Și adolescenții au fost și copilași cu siguranță, fiindcă, așa cum aflăm din alte mărturii, din faptele apostolilor și din alte mărturii ale apostolilor, unele dintre ele consemnate chiar în Sfânta Scriptură, aceștia au trecut și au botezat casele celor nebotezați, adică familiilor lor, casa lui Corneliu, casa lui Crispus și celelalte case unde cei care erau acolo în acea familie erau nebotezați. Deci a botezat și pe copilași, fiindcă această făgăduință este dată și adulților și copiilor. De aceea, iubite frate și iubite soră, îi botezăm pe copilași ca să se îmbrace de mici în Hristos. Câți? În Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Ca să se umple de Hristos, fiindcă Hristos dorește sufletele nevinovate ale copiilor, spunând, lăsați copiii să vină la mine, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Noi îi botezăm de mici și îi crește minunat și firesc în Hristos și în biserică. Îi aducem la Hristos și se umpl, umple, tot se umple de Hristos. Toți trebuie să se umple de Hristos, în primind trupul să prea preacura și scumpul său sânge din potirul vieții aici la Sfânta Liturghie. De aceea avem atâtea mărturii în Sfânta Scriptură și în tradiția Bisericii despre familiile care s-au botezat de către Sfinții Apostoli și urmașii acestora. Este minunat să mărturisim pentru acest copii ca, ca părinți spirituali, ca nași, fiindcă Mare se va chema cel care mărturisește pentru cei prea mici, care încă nu pot glăsui, să ei mărturisesc în chin minunat, dreapta credință. Ei mărturisesc prin toți porii lor, îl mărturisesc pe Hristos și simțim această deschidere a lor spre Hristos, deși uneori se manifestă ca niște copii neînvățați, însă sufletul lor este neprihănit, și sufletul lor tânjește după Mântuitorul Iisus Hristos. Le spuneam și ieri celor de la Molde și Aucra, botezându-le copilașii, că este un mare dar ca să îi creștem pe copii în Hristos și în biserică și să avem grijă de ei și să nu punem înaintea lor cele materiale, cariera noastră, interesele noastre meschine și limitate. Și le spuneam de, de, de ceea ce am citit zilele trecute, o întâmplare transmisă de cei apropiați cu o femeie care își purta pe brațe copilajul și a trecut pe lângă o peșteră și de acolo a auzit o voce ciudată care îi spunea intră înăuntru și a intrat înăuntru și era o comoară de mare preț acolo, era mult aur, erau bijuterii, erau pietre nestemate și a uitat de copilaș și a pus copilul pe o stâncă și a adunat cu lăcomie din comoara aceea, fiindcă totodată vocea a pus-o în gardă spunându-i că peste 8 minute se va închide pentru totdeauna ușa acelei peșteri. Și a adunat cu lăcomie și a uitat de copila și a ieșit din peșteră fiindcă trebuia să se închide ușa și copilul a rămas acolo zăvorât pentru totdeauna. Ei, care este comoara cea mai depres? Nu este sufletul nostru? Nu sunt copilașii noștri pe care ni-a dat prea milostivul Dumnezeu? Aceștia sunt comoara familiei noastre, mari și mici? Aceștia ne înobilează, aceștia ne aduc și pe noi la Hristos, fiindcă și la propriu vă aduc pe voi, iubiților părinți, aici, în Biserica Mântuitorului Iisus Hristos. De câte ori nu v-au adus părinții la, pe, copiii pe voi părinți la biserică? Spunându-vă, haideți, mamă și tată, la biserică, să primim dulcea cu mine cătură, să ne umplem de Hristos, să ne bucurăm în Hristos acolo. Vă dau mărturie din mărturia părinților. Iată câte binefaceri v-a dat și vouă, Domnul, aici, departe, de casă, de casa părintească, de țara voastră și de cei dragi. Pentru toate acestea trebuie să mulțumim. Ieri am binecuvântat o familie care de 9 ani se străduia să dea naștere la copilași și în cele din urmă Dumnezeu i-a izbăvit. De nerodire, de sterpiciune, și le-a dorit un băiețel pe care l-am împărtășit. Nu am reușit să-l botez, nu am ajuns la botez, l-am trimis pe unul dintre preoții slujitorii ca să-l boteze. Nu am reușit din cauza restricțiilor să ajung la botez, însă acum l-am cuminecat cu bucurie mare pe și I-am încurajat pe părinți. Am auzit tot în preumblarea mea aici, în Norvegia, o familie care avea doi copilași, era epuizată, spunând că nu mai pot din cauza copii, faptului că sunt uh, uh, dedicați integral copiilor acestora. Și le-am spus, dragii mei, câți părinți nu se roagă zi și noapte să fie izbăviți de nerodire. Cunosc zeci de părinți pentru care mă rog. Unii au fost izbăviți de nerodire cu darul milostivului Dumnezeu, dar alții însă se roagă. Voi, iată, aveți acest mare dar al nașterii de prunci. Bucurați-vă de copiii voștri. Vă este greu cu ei, dar cât de greu v-ar fi fost dacă nu, nu ați fi avut copii. Așadar, bucurați-vă și iar zic bucurați-vă. Preubiți părinți și aveți grijă de sufletele nevinovate ale copiilor voștri, pe care să-i creșteți cu toată responsabilitatea și frica de Dumnezeu, conștiind faptul că avem un singur suflet și o singură mântuire, iar cu mântuirea nu ne putem juca. Pomeniți-mă și pe mine în rugăciunile voastre să duc la bun sfârșit misiunea apostolească din aceste săptămâni Aici, în Norvegia, am intrat cu mare greu din cauza restricțiilor în Norvegia, după câteva luni de absență. Acum, iată, am început preumblarea mea din nordul îndepărtat, din Laponia, în toate comunitățile euharistice și. Pelerinajul meu se va încheia de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel la Oslo. Rugați-vă și pentru mine, m-a întrebat cineva dacă sunt obosit. Este o dulce oboseală. Este o dulce oboseală, este o oboseală firească, fiindcă sufletul este o iar trupul este neputincios, de multe ori. Însă ne dăm toată silința să-L slujim pe Hristos și să purtăm poverile unii altor într-o legătura dragostei și a păcii. Așadar, rugați-vă ca să duc la bun sfârșit misiunea din aceste săptămâni, să-i pot boteza și pe ceilalți copilași din comunitățile noastre euharistice, iar acum la final veți primi și ramurile verzi care se vor sfinți în cadrul vecerniei plecării genunchilor de după liturgie. iată și eu sunt înveșmântat în verde acum de Rusalii, se împart și ramurile verzi, fiindcă verdele exprimă viața, exprimă darurile preasfântului Sfântului Duh, care este dădător de viață și de rod în toate câte sunt. Iată, verdele este binecuvântarea prea Sfântului și de viață făcătorului Duh, care se revarsă și în cinzecimea de acum, în cinzecimea continuă a bisericii și în icoana preasfintei Treimi, cel de-al treilea personaj, cel de-al treilea înger, preasfântul Duh este înveșmântat de asemenea în verde. Așadar, rugăm pe preasfântul Duh să se sălășulească în inimile noastre și acum, și să ne umplem de puterea prea sfântului Duh. Fiindcă prin puterea Duhului Sfânt putem să ne ridicăm, iar prin această putere s-au schimbat inimile oamenilor. Nu prin putere omenească. S-a schimbat această lume, ci prin puterea prea sfântului și de viață făcătorului Duh pe care îl rugăm să se sășluiască într noi, rostind, împărate ceresc mânghietorule, Duhul adevărului care pretutinde a ei a și toate le plinești, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întineciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Amin.